Bună ziua, mă numesc Dorina Postica, am 43 de ani, sunt în domeniul PR Marketing de 14 ani, antreprenor de 6 ani, am administrat o agenție de publicitate și mai nou sunt în domeniul DAT de 2 ani, specialist Facebook Ads și Instagram. Am luat cursul la Dumitru. Anterior făcusem un curs în Europa, că nici nu știam de așa profesie sau nici nu știam de... Bine, știam cumva în volum, dar nu știam în segment. Și atunci mi-era interesant chiar ce se face pe piața Moldovei, fiind din Moldova, și am luat un curs la Dumitru, am trecut. Fiindcă e important să știi ce se face în țara ta, în lumea ta, și chiar să faci cunoștință colegială, adică eu cred că e normal. Dacă noi suntem în domeniu, atunci nu ai cum să nu știi cine e umărul tău drept și cine e stângul. Și chiar îmi place chestia asta foarte mult. Am ales la Talmazan din motiv că el este persoana dată în domeniu, adică nu știu, pe alții nu știu. Știu de Talmazan din, ca exemplu, Bordea face una, Andreuță face alta, Țapordei alta și Talmazan este specialist în domeniu. Cumva ne clasificăm, da, așa și este, cumva te clasifici și fiecare este autentic în ceea ce face și unic. O să spun așa cum este, încă nu am finisat cursul pas cu pas, din motiv că apar provocări altele pe parcurs și într-adevăr una din provocare ar fi să ieși din zona de confort, iată, să vorbesc la cameră sau să... Hai să spunem așa, să vin sau să spui ce faci. Cumva anterior era comod offline și parcă unul la unul, nu că era mai ușor, te deprinzi în domeniul dat. Și acum, după pandemie online, deci ar fi cu mult mai ușor, dar iarăși este o provocare. Și atunci se explică destul de bine. Nu ai cum să nu asimilezi informația dată, chiar foarte bine. Da, planific să finalizez și cursul care l-am început și mai planific să investesc în mine și să... Nu ai cum altfel, adică trebuie să te perfecționezi tot timpul, fiindcă ceea ce ține de domeniul meu, întotdeauna apare ceva nou, reguli, instrumente, butonașe și nu ai cum să cunoști. Da, sigur, cu mare drag. Deci eu aș spune așa că fiecare din noi avem nevoie să ne perfecționăm în domeniul în care suntem. Și toate abilitățile necesare trebuie să le învățăm, altfel nu ai cum. Da, la general aș lăsa un mesaj pentru cei mai tineri. Chiar începând de la... M-am bucurat foarte mult de băiatul cel de 17 ani anterior când ne-am întâlnit. Într-adevăr, este o plăcere și înflorește inima. Și chiar aș lăsa un mesaj la cei tineri, toți începând cu 20 de ani, să nu aștepte, dar să investească, fiindcă voi faceți live-uri sau faceți webinare gratuite și acolo se dă oferte super, care cu 9 euro, cu 50 de euro, da, care poți să cumpere un curs și să-l treci. Și să învețe și să învețe și să învețe. Cea mai bună investiție este a investi în om.